Salut, eu sunt Stringer și bine am regăsit la un nou episod din seria de San Andreas Multiplayer. De data asta m-am sunat nou pe rpg.reinforce.ro. Nu uitați, o să aveți toate detaliile în descriere. Am mai făcut un live pe acest server, așa că vă aștept cu brațele deschise. Prin început, pentru cei noi veniți, puteți să tastați comanda slash bonus. Eu deja am dat slash bonus, parcă primeam două crate-uri ceva bănuți, dacă nu mă șer, și cred că un sunkeys de început, încât să aveți cu ce să vă plimbați. Vreau și eu să văd unde mi-este sunkeys-ul. Uite-l aici, mă calar tata. Și vă mai las puțin în suspans, pentru că mod pe acestea, cred, adică mulți am văzut pe live că mi-l cereți când am făcut și o să vă dau și câteva detalii când apare, dar asta spre final. Până atunci, vă invit să urmăriți clipul în care vă spun câteva detalii despre server. Bun, cum am zis, comanda slash bonus, joburile Lumberjack și Electrician, cel marcat cu job day va câștiga cu 90 în plus față de câștigul normal al fiecărui job. Bun, deci să vedem că Pizza Boy-ul e today job, o să vreau să fac asta de Lumberjack, numai să văd unde este și checkpoint-ul, îl văd aici, o să mai vreau să fac o chestie la modpack ca să nu primesc crash. O să și șterg modul ăsta pentru că e cam bulangiu. Bun, cred că nu l-am băgat. Sau GTA 5 Lite. Dar nu știu unde l-am băgat pe aici. În care folder. Vegetație zâma fix, nu. Habar n-am. Mă rog, trebuie să văd eu unde, ce și cum. Pentru că în zona PNS-ului de la plajă dă crash. Bun, slash quit job, slash get job. Bun, felicitări, noul tău job este Lumberjack slash work. Bun. Da, merg în spatele depozitului și taie un copac. O să fac o scurtă prezentare a acestui job. Între timp, pe server mai este și sistemul de spin crates. O să vi-l arăt și alea imediat după ce fac acest job, o tură la acest job. Bun. Copac 5 slash, asta, doamne, slash alta. Hai să apăsăm pe alta, adică deja am apăsat. Bun. Unul s-a tăiat, ne pare rău. Bușten rămas. H. Bun, așa, la port bagajul mașinii, l-am dus. Hai, unde next? Ai deja un buștean în mână. Nu am. Îmi dai informații fake. Pune bușteanul în mașina port bagajului. Bun, așa, și încă unul. Rămas, m-au venit să sănut. COVID, clan, COVID, nu vă vaccinați că luați COVID. Așa, bun. Și mai trebuie să mai tai încă unul? Da. Ai 5 minute să reintri în mașină. Ok, nicio problemă. Alo, pronto. Așa, hash, o să mai iau. Sunt curios cât am voie să iau, pentru că nici eu nu știu. Dar ca să mai scurtăm din timp, o să-mi fac aici o șustă pe șustă, o manevră. Ia stai că îl duc, au cotețul ăsta, îl duc mai așa, mai aproape de ăsta. Bun, perfect. Așa. A, am crezut că mere manevra. Ciuciu, nu mere. Am vrut eu să fac ceva, o manevră by string, dar nu mere aici. H. Ia stai să-l duc ăsta. Mă gândesc că e în raza de acțiune și de aia nu merge. Dar nu prea pot eu să-l împing, mă. Stai, așa. Nu pot să mă sui în mașină. Ech, ce țapă mi-am luat. Așa, bun, ok. Punem portbagajul mașinii. Bun. Am vrut eu să fac o șustă, dar nu a mers. Bun, spatele mașinii. Ok. Du-te la depozit și lasă buștenii acolo. Nu mai sunt bușteni din acest copac. Ok. Deci trebuie, cred că, să iei minim 2 copaci ca să poți să faci. Bă, dar ce-mi place modul ăsta. Și pe Bobcat. Ia să tobe, da. Ia să dale, cum vi zice. Stai, cât de tare da joc. Nu, e ok, dat ok. Bun, scoate buștenii din mașina păsând asta H. Și pentru a-i depozita. Ok. A, și trebuie să-i duc așa. E, și asta trebuie să faci. Bun. Eu am mai multe bucăți, dar nu o să stau să duc pe toate. Stop work sau kill to poop. Nu e niciun checkpoint activ. Ok. Bun, hai să mergem la să vă prindem sistemul de spin. Locații speciale și spin gift. Cred că nu o să am puncte, dar vă arăt locația. Aici este locația. Așa. Și trebuie să mergi pe aici. Ok. Bun. Și mă gândesc că pe aici sau ce e aici. Nici eu nu știu exact. Slash mark.
Ah, n-am acces la Mark, mă. Dar măcar să am acces la TP. La TP 100% am. Le spin. Se poate... Sau asta să fie locația? Nici nu știu. Aici. Nici nu știu de asta. Aici sau aici e căsoi. Dar aici cred că e casă. Cred că a uitat să actualizeze. Sau mai încolo. Da, e mai încolo. Deci nu a uitat să actualizeze. Control F. Spinul nu este utilizat de nimeni. Slash spin. Hai să vedem ce-mi pică. Și. Îmi place, e mai diferit. Arată și arată fain. Diamante, vehicle, legendary, cred. Ai, oprește-te, mă. Alo, oprește-te. Bă, bună, ai, aici. Ai găsit două upgrade health din spin. Bun. Comanda slash quest sunt două tipuri. Unul misiuni zilnice și doi quest-uri de colectare. Slash quest. Așa sunt daily quest și quest-uri special. Hai să dăm un slash special. Special quest. Am vrut să văd când filmez. Colectează toate cele 60 de obiecte de pe plajele din cele 3 orașe. Văd că primești premii bune. Pe server este o economie mică. Din Infernus-ul e DS Info, parcă? Slash DS Info Infernus. Infernus-ul 1.85. Stai, 1.8, caca! Las, ați înțeles, voi ați văzut și pe ecran. Aici se află, îmi place că foarte apropiate, gen nu o să sta super mult la quest. Onora, ăsta, bun, și unde e prin Sfâl? Deci Sfâl de S și asta e prin Palomino Creek. Nu o să vă arăt pentru că vă las pe voi să vedeți acest lucru, e super simplu. Bun, și hai să vă dau acum și câteva detalii despre modpack, pentru că mulți am văzut pe live că mă întrebați, bă, stringere, când postez modpack-ul ăsta? Modpack-ul ăsta o să apară săptămâna viitoare, nu știu exact ziua, mă mai gândesc, cred că o să pun undeva pe vineri sau ceva de genul acesta, s-ar putea, da, cred că vineri, sau mă gândesc, da, săptămâna viitoare 100% apare public, pentru membrii o să-l dau puțin mai rapid. E un modpack de autumn, high PC, medium high PC, dacă scoateți în bui low PC. Și cam atât cu modpack-ul. Pam, pam, magie.exe. Bun, prețele în dealership sunt cu o nouă economie. Hai să vă arăt și dealership-ul cu ocazia asta, Los Santos și other location. Și hai să mergem la dealership. Hai să vă prezint super rapid dealership-ul. Slash, da, încă mai am asta de fly. Ok. Hai că merem aici, hai să vă arăt și ce prețuri au celelalte automobile, iar a murit. Bun, și n-am acces la marcă. Așa, bun, perfect. Hai, sar băi, nebunule, slash by vech, sau s-ar putea să n-am nivel. Uite cam, Alfa, mamă, 610k, mai scump o Alfa decât, ok. Benchy, lista compact. Bă, dar vă că au prețuri mașinile, adică nu se joacă. Jester, adică Phoenix-ul ieftin și e super fain la prețul lui. A, Uranus, boala mea Uranus-ul ăsta. Și mi-au, eu văd că mi-au crești de la Uranus. Bă, de ce mi-a luat crești fix de la Uranus? Fix de la Uranus, bă, ce bunagiu. Atât de mare pare prețurile. Hai să reintrăm din nou pe server. Pe server mai și sistemul de skins, imediat o să vi-l arăt, numai să mă loghez pe server, sistemul de achievements și clan system. La clan, din păcate, nu pot să vi-l prezint, pot să intrați voi pe clan și o să-l vedeți, dar e cu spray, cu clan zone, ați înțeles voi. Și uite, o să trebuiască să-mi bag name Stringerino, pentru că pe ăsta am eu contul. Și dead system. Bun, hai să văd aici, că trebuie să vă citesc, că niciunul nu le știu pe din cap. Dead system, dacă nu ești într-o facțiune și mori, vei avea de așteptat 2.3 minute pentru până când vei fi respawnat. Ca pe 5M, știți, când muriți ăsta făcând un roleplay, trebuie să așteptați un număr de minute pentru a reinvia. Bun, pe personal la spital folosește umada slash call 555, medicii pot folosi slash hash calls pentru a vedea pelurile de urgență, totodată poți singur folosind o seringă, seringă slash use seringă pe care o poți cumpăra de la funcțiunea paramedic departament LS. Bă, asta e o idee mișto, deci vă zic sincer, asta cu departament, asta, doamne, cu paramedicul, cu seringa, chiar e super mișto. E ceva, cel puțin eu n-am mai văzut pe SAMP. Mă gândesc că s-au inspirat și de la 5M sau ceva de genul ăsta de pe server de roleplay. Cred că mă aud ok. Bun, până atunci să beau și eu așa frumos o guricică de vitamine.
Bun, skins, astea sunt skinurile, puteți să le cumpărați cu diamante și să vă arăt și sistemul de achievements sau realizări. Astea sunt realizare în joacă, 2000 de ore succes. Da. Cam acesta a fost episodul pentru ziua de astăzi. Nu uitați să aveți totul în descriere. Eu am fost Singer, vă pup. Ne auzim data viitoare. Ciao, les.